Jurnalele RTT. Momente festive emoționante în centrul Brașovului. Publicul s-a strâns în piața Sfatului să admire ceremonia prilejuită de absolvirea și acordarea gradului de sublocotenent celor 171 de absolvenți ai Academiei Forțelor Aeriene Henri Coandă din promoția General Constantin Cristescu 100. După intonarea imnului național și ceremonialul religios, fiecare absolvent a fost felicitat personal de șeful statului major al forțelor aeriene, general locotenent Viorel Pană. Ați câștigat încă o etapă în competiția pe care o purtați cu dumneavoastră înșivă pentru devenire. Anii de studenție s-au încheiat. Începând de mâine, se va deschide în fața dumneavoastră viața reală și grea, dar și frumoasă. Vă va ridica multe întrebări și multe sarcini dificile. Trebuie să nu vă fie frică de greutăți, să credeți în abilitățile voastre, să nu vă pierdeți speranța și să izbândiți mereu și pretutinde. Tradiția de mai bine de un deceniu ca în fiecare an șef de promoție pe unitate să fie o domnișoară a fost întreruptă în 2023. Anul acesta, șeful promoției Academiei Forțelor Aeriene Henri Coandă este sublocotenentul Darius Mihai Simion, absolvent al programului de studii Managementul Traficului Aerian, cu specialitatea Controlor de Trafic Aerian. A obținut media generală 9,95. Pe arme însă, domnișoarele au reușit să fie șefe de promoție. A fost un eveniment foarte emoționant și țin să-i felicit pe toți colegii mei pentru tot ce au făcut până ziua de astăzi. A fost greu, dar a fost și părți foarte frumoase în toți cei 3 ani. Și într-un final am trecut peste și am reușit să termin ca și șefă de armă la specializarea aviației de navigant. Sunt pline de emoție. Sunt fericită că sunt alături de colegii mei, alături de părinții mei care mi-au deschis prima dată orizontul și aripile și mă bucur foarte mult că am reușit să ajung până în acest punct. Sunt foarte fericită că am terminat, dar și tristă deoarece nu mai pot să-mi văd colegii și ne despărțim cumva, fiecare se duce pe drumul lui. Sunt emoționată, mă bucur mult că am ajuns aici cu toții și că am reușit împreună și sper să ne revedem curând. Spectacolul aviatic din final a lămurit pentru mulți brașoveni misterul avioanelor și elicopterelor care au survolat orașul zilele trecute. A fost o repetiție pentru ceremonialul de astăzi, când aeronave aparținând forțelor aeriene române și aeroclubului teritorial Iosif Cilimon din Brașov au survolat piața Sfatului. Au trecut aeronave Spartan și Shoim, elicoptere Puma 330, dar și un AN-2. Incendiul la o mașină care în jurul orei 13:30 se deplasa în zona Onyx din centrul Brașovului. Din fericire, conducătorul autovehiculului a observat la timp că iese fum de sub capotă și a oprit imediat. Omul a sunat la 112, iar polițiștii și pompierii au ajuns în scurt timp. Toate cele 5 persoane care se aflau în autoturism s-au autoevacuat de urgență. ISU Brașov a intervenit cu 2 auto speciale cu apă și spumă. Pompierii au stins imediat incendiul și s-au asigurat că nu există niciun alt pericol. Nimeni nu a fost rănit, dar mașina a fost afectată în proporție de 50%. Siguranța brașovenilor din zona gării și a bulevardului Victoriei este în pericol, atrage atenția consilierul local Alexandra Crivineanu. Liderul de grup al consilierilor locali social-democrați cere ca primăria să ia măsuri imediate pentru garantarea siguranței cetățenilor din zona gării și a bulevardului Victoriei. Demersul vine în urma unor incidente grave provocate de oamenii străzii, care au generat îngrijorare și neplăceri comunității locale, spune Alexandra Crivineanu.
Vârstnicii, copiii, femeile sunt persoanele vulnerabile și nu vrem să trăiască într-un sentiment de nesiguranță. Tocmai de aceea am propus organizarea unor măsuri de urgență împreună cu poliția locală, poate și montarea mai multor camere de supraveghere în zonele obscure, dar și dialogul cu Direcția de Asistență Socială împreună cu unitățile medicale, astfel încât să protejăm zona aceea și oamenii străzii să nu mai aibă ce căuta în plină zi, să meargă la brașoveni și, știu eu, să le sustragă bunurile așa cum s-a întâmplat sau să-i amenințe, așa cum am avut cazuri. De asemenea, am cerut de mai multe ori în Consiliul Local, noi, grupul de consilieri local PSD, reamenajarea zonei fântânii din zona Rapid și parcului de acolo. Am cerut amenajarea unui parc pentru copii, pentru că de obicei acolo găsim oameni ai străzii. Alexandra Crivineanu a făcut și o interpelare în ședința pe iulie a Consiliului Local, iar primarul Alen Coliban a făcut precizări pe această temă. Poliția locală și prezența în combaterea cerșetării vagabondismului și problemelor de siguranță în spațiu public este o problemă importantă a Brașovului, asupra căreia ne-am aplecat mai ales în ultima vreme. Am constatat că avem un număr de aproximativ 40 de polițiști locali care sunt blocați în patrulele mixte cu Poliția Națională, fiind de multe ori al patrulea participant la astfel de patrule, nu neapărat cea mai optimă variantă, iar activitatea acestor patrule și misiunea în care sunt implicați polițiști locali prioritizează altfel intervențiile, în sensul în care, chiar dacă trec pe lângă niște situații precum cele descrise de dumneavoastră, nu opresc, nu intervin. Prin urmare, am inițiat dialogul cu Poliția Națională astfel încât pe perioada verii, când avem o nevoie sporită de prezență în spațiu public a polițiștilor locali, să diminuăm drastic, chiar să reducem spre zero prezența polițiștilor locali în aceste patrule mixte. Și urmează să avem o recalibrare a numerelor în săptămâna următoare. Cu această ocazie, primarul le-a mulțumit celor care fac patrulări în oraș și a amintit că există canale suplimentare de sesizat probleme și de intervenție. Și atunci când a sesizat ceva poliției locale, a existat o intervenție promptă din partea lor, cu toate că încă instituția este departe de nivelul de intervenție solicitat de brașoveni. Duminică va fi unul dintre cele mai așteptate concerte din această ediție de Muzica Barcensis. Forum Arte vă invită în 30 iulie de la ora 17 la cel de-al 6-lea concert al Festivalului Muzica Barcensis la Biserica Fortificată din Prejmer. Va concerta Bach Ensemble, dirijat de Stefan Schland, acompaniat de ansamblul orchestral brașovean Capella Coronensis, compus din artiști ai filarmonicii din Brașov. Solist la oboi va fi Emin Kurjafar. Bach Ensemble este continuatorul corului de tineret Bach al Bisericii Negre, care a fost înființat în anul 1993 de către muzicianul Eckart Schland, o adevărată pepinieră pentru corul mare Bach. Începând cu anul 2004, Stefan Schland este dirijorul celor două coruri. Cântăreții au alcătuit împreună un repertoriu ce cuprinde lucrări pentru 4 până la 8 voci, din perioada Evului Mediu până la Modernism. În ambianța de neegalat a singurului monument UNESCO din țara Bârsei, veți asculta muzică barocă instrumentală și vocal-instrumentală. Este o splendidă ocazie să vizitați Biserica Fortificată din Prejmer, printre cele mai vechi lăcașe de cult din țara Bârsei, care mai păstrează o bună parte din elementele de la începuturile construcției. Este una dintre cele mai bine conservate biserici cetate medievale din estul Europei, motiv pentru care face parte din monumentele înscrise în Patrimoniul Mondial Cultural UNESCO din România. Stilul gotic timpuriu al bisericii, influențat arhitectonic de șantierul cistercian de la Cârța, permite datarea bisericii în a doua treime a secolului al XIII-lea, precede cu un secol Biserica Neagră din Brașov. Intrarea este gratuită, în limita locurilor disponibile. Fundația Forum Arte vă așteaptă cu bucurie la cât mai multe dintre evenimentele Festivalului Muzica Barcensis, un proiect cofinanțat de Consiliul Județean Brașov.
Unul dintre punctele forte ale Culturama este concert-evenimentul Serene and Rachmaninoff's Artificial Intelligence, de sâmbătă seară din Piața Sfatului, pentru care se repeta vineri la Sala Patria. Știți deja, în data de 29 iulie, Centrul Cultural Apolonia propune pe parcursul întregii zile o serie de evenimente culturale și artistice sub genericul Culturama. Evenimentul Filarmonicii Brașov din această serie este cu totul unic pentru peisajul artistic românesc. Începând cu ora 20:30 în Piața Sfatului va avea loc concertul Serene and Rachmaninoff's Artificial Intelligence. Pianista din Statele Unite, Serene, cântă alături de Orchestra Filarmonicii Brașov, condusă de maestrul Andrei Vesel. Serene va interpreta concertul numărul 2 pentru pian și orchestră de Sergei Rachmaninov, purtând pe cap coroana Neurocity, care îi va măsura undele cerebrale. Activitatea acestora va fi transformată de artistul vizual american Koto cu ajutorul inteligenței artificiale într-o animație în timp real, care va fi proiectată pe fundalul scenei. Acest eveniment inovator este o raritate nu doar pe plan local, ci și internațional și aduce împreună artiști de mare valoare și ultimele tehnologii, menționează reprezentanții Filarmonicii Brașov. Jurnalele RTT.